Vă salut dragii mei prieteni, bine v-am regăsit la un nou vlog, numele meu este Alin și am făcut acest vlog pentru a vă vorbi despre două subiecte, primul este datoria mea morală față de dumneavoastră, așa cum v-am promis o să vorbim despre gala din 27 decembrie 2020 și iar al doilea subiect, o să vorbim puțin despre Bianca și None. Se pare că din nou a apărut încă un mesaj sau a fost aruncat în ghilimele câte un mesaj, dat chiar de None, Confirm că este dat de pe Instagramul lui, dar o să vorbim puțin mai târziu și despre asta. Ideea este că tot timpul când Bianca îi merge ceva bine și îi se întâmplă ceva, hop, ba apare câte o filmare, ba apare câte un mesaj de la cineva. Deci eu am ajuns să cred că nimic nu este întâmplător și mulți oameni vor să facă rău când văd că unei persoane îi merge bine. Dar o să vedeți atunci la timpul respectiv despre ce este vorba. Dragii mei prieteni, în gala din 27 decembrie, așa cum v-am spus în vlogul de acum două zile, favoriți sunt Cristian Comunici și Alexandra. În față sunt scoși Romeo, concurentul cel nou, și Mariana cecul îl câștigă Cristian Comonit și automat trebuia să plece Mariana. Se pare că nu, nu pleacă nimeni pentru că motivul este Crăciunul. Și o minune nu vine niciodată singură și bineînțeles Mariana este salvată. Ar fi mai multe motive gen covid ul și așa mai departe. Am înțeles că emisiunea este, are un mic risc de a se suspenda. Pentru că orice concurent vine dintr-o țară roșie, cum este România, automat trebuie să stea 14 zile acolo în carantină. Acum cel de-al doilea subiect, dar nu cel din urmă, vreau să vorbim puțin despre Bianca și Nune. Ideea este cum se face că tot timpul când Bianca realizează câte ceva, hop, în secunda a doi, ba, apare câte o registrare, ba, apare câte ceva de la un fost iubit de Alei. Ne aducem aminte cum au apărut și acele filmulețe, chiar când îi mergea foarte bine relația cu Livian. Acum, când pe plan profesional îi merge foarte bine și a prins un contract la Canal de 8, vine și none cu o înregistrare unde oarecum acuză, vezi Doamne, că el ar fi spus anumite lucruri, nu vreau să vă rețin prea mult, vă las înregistrarea și apoi trageți dumneavoastră concluzia, doar că vreau să-i amintesc lui Nune că atunci în sezonul 2, când a venit Oian în casă, a fost trimis de el strict pentru a-și bate joc de Bianca și pentru a filma-o și pentru a denigra-o din anumite motive și din anumite răzbunări de ale lui. Acum vă las să ascultați și dumneavoastră mesajul și să vă dați cu părerea. rupeați creierul cu relația lor și v-am zis că libianii creier și că o să-și ducă planul la capăt și felicitări bravo lui. Și că dacă ar fi să stăm și să, nu știu, să analizăm așa realitatea, nimeni nu a vrut să aibă de-a face cu un femeie. El dacă a vrut să aibă de-a face, a avut un scop Așa cum v-am promis, dragii mei prieteni, nu o să vă țin mult în acest vlog, vreau să vă lăsați părerea în comentarii și eu am ales ca săptămâna aceasta, după cum bine știți, o săptămână o să votez un concurent care este în afara emisiunii și o săptămână o să votez un concurent care este în emisiune. Săptămâna aceasta a venit rândul lui Nikos, săptămâna viitoare vreau să-mi lăsați dumneavoastră în comentarii pe cine propuneți să votăm. Comentariul dumneavoastră contează foarte mult. Dar, mare atenție, pe cine propuneți să votăm săptămâna cealaltă din afara emisiunii. Dragii mei prieteni, cam acesta a fost vlogul. Dacă doriți să-mi dați un like, încă o dată vă spun că mă ajută foarte mult. Dacă considerați că merit să vă abonați la canalul meu, la fel mă ajută foarte mult. Numele meu este Alin și vă doresc multă sănătate.